Prefectul județului Olt, Florin Homoran, a reunit Comitetul Local de Combatere a Bolilor la ședința de lucru în cadrul căreia a fost supus și aprobat de către membrii Comitetului programul de măsuri privind combaterea focarului de pestă porcină africană din localitatea Perieți, precum și măsurile care se impun în zonele de restricție. Este practic al doilea focar de pestă porcină africană în localitatea Perieți în ultimele 7 zile, astfel că a fost responsabilizată Unitatea de Sprijin Local Perieți pentru adoptarea de măsuri suplimentare pentru prevenirea răspândirii. Este vorba despre montarea de covoare dezinfectante pe drumurile publice de acces în unitățile administrativ-teritoriale, dar și de informarea cetățenilor cu privire la responsabilitățile ce le revin în limitarea răspândirii pestei porcine africane. Anunțarea medicului veterinar de circumscripție imediat ce constată semne specifice de pestă la porcinele din gospodărie, adoptarea unor măsuri minime de biosecuritate. Membrii Centrului de Intervenție în teren din cadrul Comitetului Local de Combatere a Bolilor Olt au procedat la dezinfecția și deratizarea zonei, în timp ce echipa de evaluare a pagubelor și a animalelor ce urmează a fi sacrificate în cadrul aplicării măsurilor de control a bolii s-au deplasat în gospodăria în care a fost identificat focarul în vederea evaluării suinelor sacrificate. Vineri am convocat Comitetul Local de Combatere a Bolilor de la nivelul județului Olt pentru a aproba un program de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane într-o gospodărie a unui cetățean din comuna Perieți. Fiind al doilea focar înregistrat în ultimele 7 zile, am insistat foarte mult ca Unitatea Locală de Sprijin, respectiv Primăria Comunei Perieți, să adopte măsuri suplimentare față de cele adoptate la focarul precedent. S-au montat 3 filtre cu substanțe de deratizare. De asemenea, s-a informat cetățenii cu privire la măsurile care trebuie să le adopte pentru a preveni răspândirea acestei infecții în rândul gospodărilor din localitate, în sensul de a anunța medicul de circumscripție când observă la porcinele pe care le-au în curte primele semne de infectare, mă refer la temperatură, un comportament asimptomatic și așa mai departe. De asemenea, să respecte măsuri de biosecuritate minime, hainele pe care le utilizează când intră în gospodărie la porci, să le folosească doar în gospodăria dumnealor, să nu plece în alte gospodării cu aceleași haine. Sunt măsuri minime pe care, dacă cetățenii din județul nostru le înțeleg să le adopte, putem controla răspândirea acestei infecții în județul nostru. În derularea anchetei desfășurate de reprezentanții DSVSA Olt, aceștia vor fi sprijiniți de efectivele Inspectoratului de Poliție Județean, iar Primăria Comunei Perieți a achiziționat materialele necesare intervenției, echipamente reactiv dezinfectanți, în timp ce fermierii vor proceda la dezinfecția utilajelor agricole care își desfășoară activitatea pe raza localității. Au fost analizate și dispuse următoarele măsuri necesare stopării pestei porcine africane în localitatea Perieți, informarea cetățenilor cu privire la riscurile răspândirii pestei porcine, montarea 3 filtre de dezinfecție la intrarea în localitatea Perieți dinspre drumurile județene Bălteni, Schitu și Potcoava, potrivit prefectului Florin Homoran. Fără sprijinul și înțelegerea cetățenilor, în special a crescătorilor de porci, răspândirea bolii nu poate fi stopată, fapt ce va duce la pagube economice importante. Fac precizarea că pesta porcină africană nu prezintă vreun risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având însă impact la nivel social și economic, a declarat prefectul județului Olt.